Micuții spectatori sunt așteptați în acest sfârșit de săptămână la Teatrul Colibri pentru a se bucura de două fascinante povești. Sâmbătă de la ora 18 va intra în scenă Pinocchio, un personaj mult îndrăgit lor, în spectacolul adaptare după Carlo Collodi, în scenariul și regia lui Cristian Pepino. Duminică de la ora 11 este programat spectacolul Sarea în bucate după Petre Ispirescu, în scenariul și regia lui Valentin Dobrescu. Biletele se pot procura de la agenția Teatrului Colibri. Prețul unui bilet variază între 7 și 10 lei în funcție de categoria locului. Tot duminică, de la ora 13, vor urca pe scenă peste 100 de ucenici ai celor 12 ateliere de creație desfășurate în Fabrica de Povești Electrocolibri în perioada octombrie-decembrie 2017. Înscrieri pentru o nouă serie de ateliere se vor face din luna ianuarie.